cum s-a menționat, reglementările sunt peste noi, vin din ce în ce mai mult. Trebuie să încercăm să le discernem și să vedem de ce să ne ocupăm, pentru că altfel vom rămâne tot timpul follower și niciodată nu vom putea fi în pas cu celelalte țări care în acest moment se integrează din ce în ce mai mult pe anumite principii de supraveghere. Care sunt schimbările, de ce, care sunt driverii schimbărilor de reglementări în acest moment? Aceștia sunt destul de mulți. De la sofisticarea piețelor tehnologice și a tehnologiilor financiare, globalizarea, jurisdicțiile care devin cross-border, nu prea mai contează, cum s-a menționat, exact unde e banca, unde este clientul, unde este tranzacția, cine o controlează. Zona de guvernanță, deci acest corporate accountability, standardele pentru directori, guvernanța corporatistă devine un element esențial în zona de management a riscurilor la nivelul companiilor financiar-bancare. Criza a generat un interes public major și presiunea publicului asupra sistemului financiar este un factor esențial în a reglementa mai bine zonele de risc. Și nu în ultimul rând, sistemul financiar bancar se bazează foarte mult pe IT, pe infrastructură IT, pe third parties, furnizori externi, sisteme de plăți internaționale, contrapărți centrale, burse de valori, elemente esențiale, critice pentru buna funcționare a sistemului financiar bancar. La nivelul mondial au fost mai multe rapoarte, trei dintre ele sunt cele mai cunoscute în sistemul financiar bancar. În America se încearcă o separare a anumitor activități pentru a sparge acele mari entități greu de oprit în momentul în care au probleme și care trebuie susținute de stat. În Marea Britanie, abordarea este de asemenea să se creeze anumite ziduri între activități financiare, bancare, iar la nivel european, raportul Liikanen dorește să separe zona de trading a operatorilor care determină piața pe zona de trading mai mult de activitățile bancare, propriu-zis. Deci sunt mai multe inițiative, sunt rapoarte care sunt în discuție, din care vor reieși reglementările viitoare. Reglementările viitoare sunt generate de structuri europene pe fiecare sector. Avem o autoritate europeană pe zona bancară, avem autorități pe zona asigurărilor, pensiilor, piețelor financiare, sistemelor de investiții, iar autoritățile naționale de supraveghere sunt conectate direct la aceste autorități suprastatale europene. Și noi trebuie să implementăm și să ne sincronizăm cu directivele, regulamentele, instrucțiunile acestora și să le adaptăm pieței locale, care are un specific diferit de la țară la țară. Prezint în continuare două slide-uri ale unui raport IOSCO din 2013, deci foarte curând, în care, referitor la criminalitatea informatică în zona securities market și aferent riscurilor sistemice, au colectat de la toate țările europene care sunt problemele lor reale. Și problemele lor reale, vedeți, nu sunt auditurile de securitate, testele de penetrare, care sunt, cred că nu se vede foarte bine pe ecran. În partea de jos, cam peste 60% din îngrijorările respondenților era lipsa legislației, effective regulation, legislation, guidance and principles. La altă întrebare, care ar fi rolul entităților regulatorii pe piața de securities? Iarăși, răspunsurile au fost mai mult înspre updating, implementing, regulation and standards. Apare foarte interesant un repository of knowledge. Au nevoie de trenduri, colectare de situații, evenimente, interpretarea lor, lucruri care până la urmă se pot duce și înspre ce face un CERT. Dacă CERT-ul se ocupă de zonele de securitate în sine, poate e nevoie de un centru de knowledge la nivelul sistemului financiar bancar pentru a colecta astfel de informații utile pentru piață ca best practice-uri. Și de asemenea, identify and provide guidance on best practice principles and frameworks. De asemenea, problemele gen security audits sunt pe ultimile locuri în interes pentru că au trecut de faza formală și acum lucrurile au devenit de fond și trebuie tratate corespunzător.
Următoarele slide-uri trec prin piața financiar-bancară. Vorbim și de asigurări și de piața, reglementările pe zona investițiilor financiare și câteva elemente aferente sistemelor bancare. Deci EIOPA, care este autoritatea în zona pieței asigurărilor și a pensiilor ocupaționale, tot în septembrie 2013, a emis o instrucțiune astfel încât să menționeze nevoia aplicării Solvency II, care va fi din 2016 aplicată, dar trebuie pregătită de anul viitor. Solvency II este echivalentul Basel II pe zona de asigurări, în care identificarea, măsurarea, monitorizarea, gestiunea și raportarea tuturor riscurilor devine un element deosebit de important. Și de asemenea, pentru prima oară apare o menționare foarte clară a noțiunii de indicator de risc. În cadrul principiului de prudent person, indicatorii aceștia de risc devin tools-uri foarte importante pentru a monitoriza exact ce se întâmplă, pentru a putea respecta zona de compliance și reglementare. Autoritățile competente trebuie, tot guideline-ul EIOPA menționează că de la 1 ianuarie 2014 autoritățile competente trebuie să construiască sisteme de management a riscului eficiente care se bazeze pe strategii, pe procese, pe proceduri de raportare, din nou identificarea, măsurarea, monitorizarea, gestiunea și raportarea riscurilor pe o bază continuă. Deci nu mai ajunge să faci un raport o dată pe an și să spui că probabil totul este în regulă, ci lucrurile trebuie să se transforme pe o bază continuă, pe un sistem de raportare cu conținut, nu doar de formă. De asemenea, zona de IT este o zonă menționată, iar riscurile operaționale sunt specificate, din nou, cum am menționat, la nivel de procese, sisteme, evenimente externe și trebuie analizate toate evenimentele care pot duce la întrerupere ale sistemelor financiare. Vorbim de funcții critice, funcții importante. Unul din aspectele care poate reușim să-l discutăm și împreună a fost discutat destul de mult și cu unul din partenerii conferinței, ANSSI-ul, dar și cu celelalte autorități, este dacă sistemul financiar bancar are elemente critice. În toate conferințele de securitate, alte conferințe mai tehnice decât aceasta, cazurile prezentate sunt că băncile sunt atacate, se fură bani, se fură identitatea clienților, informații de cont și automat sunt devalizate conturi, conturi de card. Pe altă parte, infrastructurile critice, cum sunt definite ele din punct de vedere legislativ, sistemul bancar nu este definit ca infrastructură critică. Tot în această pregătire a directivei Solvency II, se menționează și se face trimiteri la infrastructuri critice și funcționalități critice și funcționalități importante aferente IT-ului. De asemenea, urmează să fie emisă o directivă europeană pentru infrastructuri critice în sine, în care infrastructurile de tip contrapărți centrale, bursă de valori, sisteme de plăți, tot ce adună la un loc într-un fel și interconectează, sunt puncte nodale ale sistemelor financiar-bancare, vor fi infrastructuri critice și probabil și legislația română trebuie să le ia în considerare în mod corespunzător. Pe partea bancară, în iulie 2012 a fost emis acest document de Sound Practices for Management and Supervision of Operational Risk. Am menționat aici, oricum, prezentările vor fi disponibile pe site-ul conferinței, deci nu intru în ele foarte mult. Sunt câteva principii în care, la nivel bancar, legislația bancară europeană fiind mult mai bogată decât legislația piețelor gestionate de către ASF, în schimb, ce este destul de surprinzător, reglementările românești în piața gestionată de ASF, pe, cel puțin pe zona IT și operațională, sunt mult mai dezvoltate în zona non-bancară decât în zona bancară în acest moment și, din acest motiv, o integrare și o viziune comună este foarte utilă, exact cum a menționat și doamna Ruxandra Avram. Deci aceste principii bancare se referă în mod concret, exact, la identificarea și evaluarea riscurilor operaționale inerente. Sunt trei tipuri de riscuri până la cele reziduale. Implementarea unui proces de monitorizare continuă, sistemele de continuity și contingency, indiferent de dimensiunea entității supravegheate, trebuie să ai sisteme de identificare, evaluare, monitorizare și control. Dacă EIOPA definea cam același lucru cu alte patru cuvinte, în reglementarea bancară,
găsim alte formulări, dar semnificația este aceeași, nevoia de a colecta informații, de a le procesa, de a le evalua și de a le raporta într-un mod unitar. Ce înseamnă procesele de identificare și evaluare a riscurilor operaționale? În general, se pornește de la self-risk assessment, fiecare își face o autoevaluare. Riscurile identificate sunt cartografiate pe unități de business, unități funcționale, procese. Având procesele, poți să definești indicatori de performanță, peste indicatorul de performanță poți să definești indicatorii de risc, care sunt niște metrici foarte clar definite și măsurabile, care să alerteze toate schimbările care pot să apară, care schimbările pot să fie în sens bun, dar pot să aibă un impact negativ ulterior, sau schimbări care pur și simplu sunt datorate unor factori exogeni periculoși. Și acești indicatori de risc, în general, se colectează într-o zonă de scorecard-uri, scopul fiind translatarea evaluărilor calitative, că în general până acum se vorbea foarte mult calitativ, înspre o zonă cantitativă, să avem niște lucruri concrete de comparat, inclusiv prin datele care urmează să se colecteze pe parcursul a mai multor ani, să avem și un benchmark la care să se raporteze. Că e foarte ușor să colectezi date, dar să nu știi la ce să te raportezi și să spui în final dacă e bine sau rău, de fapt, ce colectezi tu. Un exemplu din manualul Lloyd's de Risk Management, plecând de la aceste principii, abordarea lor este similară, dar mai vedeți că mai apar încă câteva componente, colectarea internal loss data, deci nevoia până la urmă de a analiza pierderile și a le cuantifica și a ști care sunt acele pierderi la nivelul instituției financiare. Apare conceptul de stress and scenario testing, trebuie să ne pregătim și să fim proactivi, nu reactivi, și din acest motiv trebuie să ai scenarii de test, să aplici niște principii astfel încât să te ghideze și să fii pregătit pentru ce va fi, și zona de external operational risk data. Supravegherea bazată pe reguli se mută spre supravegherea de tip risk-based supervision, în care avem cauzele, cauzele sunt identificate și pot fi identificate utilizând indicatorii de risc, avem punctele de control care determină anumite acțiuni pentru a putea să prevenim, să controlăm, să limităm efectele și posibilele pierderi. Iar aceste principii sunt comune de risk-based supervision atât în Basel 2, Basel 3, cât și în documentele pieței financiare nebancare. Avem câteva evenimente din trecut cunoscute, UBS, Societe Generale, Citibank. Cei de la Risk Business Americans au tras concluzia că toate ar fi putut fi prevenite dacă ar fi fost in place sisteme de management a riscului și ar fi existat niște indicatori de key risk indicators care să poată să furnizeze informații cât mai aproape de momentul producerii sau generării unei stări de risc, cât mai real time. Tot Risk Business America prezintă un slide care pare destul de complicat, dar cei din zona financiară propriu-zis lor le este foarte clar. Avem zona aceasta de cuantificare a riscurilor, care în Basel 2, Basel 3, chiar și în Solvency, înseamnă de fapt aducerea acționarilor de bani de acasă pentru a acoperi riscurile, evaluarea riscurilor și transpunerea lor în risk-weighted asset, pentru a putea să acopere riscurile potențiale. Deci avem rezerve, capital reserves, și după aia vedem la nivelul al doilea acele evaluări, analize scenarii de risc și key risk indicators. Peste acest nivel avem zona de continuity management, programele de control și analiza punctelor de control, astfel încât pierderile așteptate să fie cât mai minime, iar cele care sunt unexpected, să fie cât mai reduse și eventual să existe sisteme de asigurare acestora, pentru că nu orice risc poate fi eliminat. Factorii aferenți riscurilor operaționale sunt factori de business care trebuie transpuși într-un mediu de control. Vorbind iar de procese, oameni, sisteme, de la dezvoltarea unor produse bancare, de la realizarea unor contracte de outsourcing, trebuie să mergem către punctele de control care să elimine fraudele interne, fraudele externe, practicile neconforme,
funcționarea necorespunzătoare a sistemelor informatice, iar punctele acestea de control sunt politici, proceduri, instruire personal, nivele de autorizare, de raportare și sisteme de monitorizare. Că tot vorbim de key risk indicator, ce înseamnă key risk indicator aceștia de fapt? Riscul este o activitate și se poate fi detectat utilizând niște indicatori care sunt atât aferenți trecutului, cât și activității curente, cât și activității viitoare. Avem indicatori la nivel macro, indicatori externi, avem indicatori comuni care sunt general valabili la nivelul unei unități de business și avem indicatori specifici, aferenți unor activități foarte clar definite din cadrul unei unități de business operaționale. Când vorbim de risk management, vorbim de un apetit la risc în care fiecare instituție trebuie să și-l definească și și-l poate defini. Nu e o problemă probabil să fie definit un apetit la risc mare, astfel încât când se întâmplă să fie sincronizat într-un fel rezultatul cu ce s-a spus că poate fi acceptat. Și aici sunt câteva exemple tot de la Lloyd's, în care apetitul lor la risc, de exemplu, sunt câteva exemple aici, apetitul lor la risc, de exemplu, pentru sistemele informatice este ca sistemul IT să nu cadă mai mult de o dată pe lună, să nu aibă o problemă mai mult de o dată pe lună. Sau să nu aibă o problemă serioasă cu datorită unui virus, unui malware, tot o dată pe lună. Trebuie să aibă toleranță zero la căderile furnizorilor IT care oferă servicii către bancă. Acest apetit la risc după aceea se transpune în riscuri concrete. Riscuri la nivel de proces, la nivel de sistem, la nivel de evenimente externe. Și aici un exemplu, de exemplu, la nivel de sistem, aici apare no more than two IT system outages per month for more than one hour. Până la urmă, acesta este un indicator care poate fi colectat, poate fi raportat și în funcție de acest tip de indicatori, entitatea respectivă financiar-bancară poate fi monitorizată. Indicatorii de risc posibil se referă la accesul controlului, la zona de project și initiatives aferente zonei de risk security, protecția informației, guvernanța securității, awareness-ul securității, threat mitigation și un document foarte interesant care chiar mi s-a părut deosebit de valoros fiind un document românesc, este manualul de audit al Curții de Conturi din România, emis în 2012, care cred că este un manual excepțional pentru piața românească, deoarece adună toate standardele posibile care pot fi utilizate în cadrul unui audit, prezintă o filozofie și prezintă niște trenduri care sunt cât se poate de corecte. Am prezentat numai câteva elemente, deci textele luate sunt exact din manualul de audit, în care se menționează că COBIT-ul este unul din standardele care trebuie urmărite într-un mod constant, deoarece armonizează atât ISO 27001, standardul de managementul sistemelor de securitate, cât și IT-ul, care de fapt, dacă tu nu ai implementat IT-ul, n-ai implementat ISO 20000, managementul pe procese, procesele generează Key Performance Indicator și Key Performance Indicator susține Key Risk Indicator. Deci nu prea poți să ai indicator de risc dacă nu ai procese care să susțină acești indicatori de risc. Și după aia sincronizează tot acest manual de audit, face referire atât la SOX cât și la Basel II ca sisteme de guvernanță care susțin auditurile aferente sistemelor care pot genera riscuri operaționale. Și în desenul preluat tot din manualul lor de audit, vedem COBIT-ul, vedem procesele IT, evenimentele IT, identificarea riscului și oportunităților și după aia alocarea pe cele două principii, risc IT și val IT, de risk management și evaluare a rolului și a implementărilor informatice, a proiectelor informatice. Tot în acel manual se face o referire la un raport al ISACA, în care cauzele generatoare de erori în general sunt categorise ca erorile produse de utilizatori, cele de dezastre naturale, aferente fraudelor și căderilor hardware. Și obiectivele de control IT din cadrul COBIT sunt organizate pe procese IT, prin urmare cadrul de referință oferă o legătură clară între cerințele de guvernare IT, procese și controle.